Salut! Astăzi vom vorbi despre ce ar trebui să consumăm imediat după antrenament. Am vorbit într-un filmuleț anterior ce vom consuma înainte de antrenament, acum vom vorbi ce vom consuma după antrenament. După antrenament ar fi bine să ne alimentăm cu o porție de carbohidrați, cu eliberare treptată, dar și o porție de proteine. Însă, din punctul meu de vedere, cel mai important este aportul de fibre pe care îl vom obține din frunze verzi, alăturat lângă cantitatea de proteine și carbohidrați. De data asta, carbohidrații vor fi unii cu eliberare treptată, și anume orez brun integral sau paste integrale, asociate cu o porție de proteină, de preferat pește sau fructe de mare, și o porție sănătoasă de fibre din frunze verzi lângă. De preferat ar fi ca lângă cantitatea de proteine să avem o cantitate dublă de fibre. Și în continuare vom arăta exercițiile pentru astăzi. Vă voi arăta 3 exerciții cu o halteră. Eu am folosit un disc ca și suport sau bază de sprijin. Vreau să vă poziționați. Vor fi niște exerciții de ramat, 2 de ramat pentru spate și 1 pentru umeri. Vreau să vă poziționați cu spatele la punctul de sprijin, unde se sprijină haltera, și cu brațul pe lângă corp. Vreau să fac câteva repetări de ramat, aș zice eu 10, în această poziție, în care vom lucra deltoidul posterior, dorsalul, dar și mușchii stabilizatori ai trunchiului. După ce vom face 10 repetări în poziția asta, vreau ca mâna să se ducă spre șold, spatele să fie ușor aplecat spre înainte, dar umerii sunt retractați. După ce vom face 10 repetări în poziția asta, vreau să ne întoarcem aici și schimbăm un pic unghiul. Vom face din nou 10 repetări. Expirul trebuie să fie atunci când am cea mai grea fază a mișcării. După ce voi face 10 repetări și din această poziție, unde am schimbat unghiul, vreau să mă ridic și poziționez piciorul opus înainte. Baza de sprijin o să fie pe toată talpa. Piciorul din apoi se sprijină pe vârf. Mâna vreau să fie la nivelul umărului. Din poziția asta vreau să fac încă 10 repetări. În momentul ăsta vreau să activăm deltoidul anterior, tricepsul, dar și pectoralul și, bineînțeles, mușchii stabilizatori ai trunchiului. Deci, încă o dată, o să avem 10 repetări aici. 10 repetări aici, 10 și apoi 10 repetări aici, 10. Asta este o serie pe o parte și, bineînțeles, că mai urmează și partea opusă, unde voi avea de asemenea 10 repetări. Vreau să fac undeva la 4 sau 5 serii. Bara o puteți încărca cu ce greutăți vreți voi. Discurile sunt la dispoziție și spor la treabă. Nu uitați, totul pornește de la un gând.